Suspendarea activității depozitului de cărbune al carierei Roșia i-a determinat pe liderii de sindicat să meargă la conducerea CEO pentru a cere lămuriri. Prefectul de Gorj, Gheorghe Paraschivu, l-a chemat și el la discuții pe șeful APM Gorj, Nicolae George, pentru a afla mai multe date despre situația respectivă. Sindicaliștii au mers la primele ore ale dimineții pentru a discuta despre problemele de la Roșia, acolo unde activitatea depozitului de cărbune a fost suspendată. Problema este că la ora actuală modificarea traseului de transport prin închiderea depozitului de cărbune este o soluție pe termen scurt, care Roșia, știți foarte bine, înainte de a da 260.000 de tone cărbune pe lună, acum nu o să poată da mai mult de 100.000. Problema este că trece vara, dar vine iarna, când la temperaturi de minus 17 grade o să murim cu benzinele transportoare și o să stea excavatorul să nu poată dea cărbune. Nicolae George spune că activitatea depozitului a fost suspendată la sfârșitul săptămânii trecute. Legea prevede că se suspendă pe perioadă de 6 luni, timp în care operatorul este obligat să își realizeze neconformitățile. Dar aici este o măsură de mutare, da? Deci normal depozitul după aceea va fi pe un alt amplasament. Deci automat suspendarea dispare de la sine în momentul în care se realizează și se mută pe un amplasament care respectă distanțele prevăzute de legislația în vigoare și emisiile de pulberi și de zgomot. După discuțiile purtate cu George, prefectul de Gorj are speranțe că lucrurile se vor rezolva. Activitatea se va desfășura și înțeleg că sunt oarește probleme legate de desfășurarea unor licitații privind atribuirea unui contract sau contestat de mutarea depozitului și situația este mai complexă, dumneavoastră vor găsi o soluție de rezolvare. S-a ajuns în această situație pentru că cei din conducerea CEO nu au respectat termenul stabilit pentru mutarea depozitului de cărbune.